Navele cele mari. În zilele de demult, înainte de inventarea motoarelor, nave mari înaintau huruind pe valuri, fără alt sprijin decât vântul care le umfla velele, și huruiau de zor. Atunci când fiecare marinar se urca pe navă, iar vântul sălbatic umfla pânzele, amenințând să rupă frânghile și pilonii de care acestea erau prinse, navele scoteau sunete precum cele ale unor animale bătându-se deasupra apei, gemând și urlând, atunci când două dintre ele se luptau. Creaturile marine erau uimite de acești monștri uriași care notau mereu pe deasupra apei și care nu păreau să se oprească vreodată pentru a mânca ceva. Mai ales balenelor nu le plăceau deloc navele, credeau că e vorba de un nou soi de viețuitoare marine. Uneori chiar se aruncau spre nave și le atacau. Ei bine, a zis o balenă după un astfel de atac, poate o să mai încerc și altă dată, dar creaturile astea chiar au pielea groasă. Sau mai bine să le las în pace, că nici ele nu-mi fac niciun rău. Chiar și până în ziua de azi, rar mai are câte o balenă curiozitatea de a se apropia de vreo navă. Preferă să păstreze o anumită distanță. În schimb, oamenii sunt mai curioși și vor să se apropie de balene.